În perioada 1-6 iulie, grupele de la Dinicu Golescu, în speță grupa de 2001, grupa de 2002, 2004 și 2005, vor participa la un turneu în Slovacia, la Preșov. Un turneu cu peste 200 de echipe din 20 de țări, cu mențiunea că la categoria de vârstă 2001 vom avea o echipă comună cu profesorul Fane Megheș de la Curtea de Argeș. Se va pleca mâine dimineață în jurul orei 7 și vom avea o delegație formată dintr-un număr de 55 de persoane cu antrenori și copii. Invitația am primit-o de la profesorul Văduva, Nicolae de la Brașov, de la Kids Sport Brașov, cel care organizează turneul de iarnă și vară, turneul internațional de la Brașov. Și am zis să dăm curs acestei invitații. Este pentru prima dată când mergem la Preșov, la acest turneu. Și din informațiile pe care le avem, este un turneu destul de bun, un turneu foarte puternic. Sperăm să aducem măcar un loc pe podium, un trofeu. V-am spus, și pentru noi e un necunoscut, în sensul că nu am participat niciodată la acest turneu, dar plecăm cu un gând bun că putem aduce un rezultat sau rezultate foarte bune.